M-am simțit minunat, să știi. Și eu la fel. Bă, dar dumneavoastră, a fost tot în regulă? Da, mersi frumos. Mă bucur. Trebuie să vedem, așa, șnițel 32 de lei, cartofi 17 lei, sticlă de vin 120 de lei împărțit la 2, da. Deci eu am 109 lei, da? Poftim? E, partea mea, 109 lei. Nu, verifică dacă nu mă crezi. Scrie. Nu, stai puțin. Tu m-ai invitat pe mine în oraș și vrei să facem nota jumii-juma? E, măi, jumătate din nota. Tu ți-ai luat fructe de mare, tu ai mai mult. Dar nu contează cât am. Tu așa faci mereu la prima întâlnire? Cum, băi, la prima întâlnire? Auzi, așa fac la toate întâlnirile. Nu-i normal fiecare să-și plătească ce consumă? Nu? Ei, pui, te rog, banii că așteaptă ospătarul și... Nu am cash. Păi dă-mi pe Revolut. Nu am Revolut. Păi îți dau eu invitația acum, îți dau un link pe care să intri și poți să mi dai. Uite, este așa, ți-am dat. Vezi că ai și 50 de lei bonus, că ai intrat pe link-ul meu. Ăștia mi-dai când poți. Ăștia nu, serios, nicio presiune. Doamne, ce dezamăgire. Da, știu ce zici, că am dezamăgitor de it. Tu ești dezamăgit. Da, adică e și 1 martie și... Așa și? Și mă așteptam, poate, să-mi aduci un mărțișor? Dacă... Eu ție? Da. Păi tu trebuia să-mi aduci mie mărțișor, bădăranule. Stai puțin, la mine în zonă, fetele aduc băieților mărțișor. Tu din ce univers paralel vii? Stai puțin, stai să înțeleg. Voi invitați fetele în oraș și vă așteptați să faceți nota jumii-juma. Da. De 1 martie primiți voi mărțișor. Ce urmează? De ziua voastră vă luați singur cadouri, nu? E gata, bun, văd că faci o scenă, am înțeles. Am înțeles, uite, îmi cer iertare. Bun, în sfârșit, o fărâmă de gentleman. Eu nu mai vreau mărțișor. Gata. Atât. Da. Poți să-mi pui banii, te rog, ca să mi-e rușine de domnul. Se poate nota? Ar fi o mică problemă cu nota. Ce problemă? Eu mi-am achitat partea, dar tipa cu care aveam întâlnire, o știți, nu și-a achitat și a plecat. Haideți, domnule, că e și 1 martie, cum să... Exact, da, și nici nu mi-a adus mărțișor, asta zic și eu. Da? Dar tot eu băiat, tot eu am fost băiat bun. Faza e că eu nu m-am pregătit cu bani pentru amândoi și... Nu știu, vă pot da numărul ei să vă judecați, să par n-am să-i luați din bunuri, să vedeți, nu știu, cum rezolvați dumneavoastră la din astea. Am eu altă idee. Auzi, cât mai am? Încă 30 de lei. Toate oalele alea și paharele. Am încă 30 de lei și spăl de 3 ore. Nu trebuie să iei fructe de mare. Auzi? Dacă îți dau un link de invitație pe Revolut și îți dau aplicația 50 de lei gratis, mă lași să plec? 50 de lei? Aha! Hai că... Ia stai că îți dau acum. Și îmi dai tu restul de 20 când poți tu, da? Hai că ți-o trebuie. Ești obraznic, ia stai tu și spală vasele aici și intru eu pe link după aia, da? Hai mă, spală vasele. Nu mai vreau restul.